Bună seara! De mult nu ne-am mai văzut. Astăzi este prima zi de post și pentru cină m-am gândit să gătesc o mâncare rapidă și cu puține ingrediente, cum este mâncarea de post de obicei, nu trebuie prea multe. Am să gătesc o mâncare de cartofi cu bame și cu condimente diferite față de cum folosim noi acasă. Să vă prezint ingredientele și modul de preparare. Ok, ingredientele mele sunt, am aici cartofi tăiați, i-am dat un pic mai mari ca atunci când fierb se fărâmă. Bamele, aici am o ceapă, un morcov, ulei pentru prăjit, am niște roșii tăiate rotund, o să vedeți la ce îmi folosesc. Cam 2 linguri de bulion. Aici am niște șofran, pudră de șofran dizolvat în apă fierbinte. Dacă nu aveți șofran, puteți pune și boia de ardei. Aici am un bețișor de scorțișoară, chimen, turmeric, sare, câțiva fulgi de ardei iute și puțin piper. În oala încinsă am să pun un pic de ulei. Cam vreo 2 linguri de ulei. Și voi pune ceapa. Să se rumenească. Am să o las la călit până devine puțin aurie. Este ceapa călită, am să pun morcovi. Am să-i călesc așa puțin cu ceapa împreună. Și acum a venit și rândul cartofilor. Condimentele, toate le pun aici, să se călească împreună. Acum peste cartofi voi pune apă, apă cât cuprinde. Am pus apă fierbinte deja ca să nu fiarbă prea mult și am să dau și focul la maxim să fiarbă mai repede. Am să pun și bulionul. Să se dizolve aici împreună la fiert. Când începe să clocotească apa, am să pun șofranul. Asta o să-i dea o culoare frumoasă și un gust bun la mâncare. Și trebuie să fiarbă împreună ca să își lase acea aromă. Și voi lăsa la fiert până se fierb cartofii. Cât timp fierb cartofii, am să prăjesc bamele. Exact. De aceea, mâncarea asta este atât de gustoasă. Pentru că bamele se prăjesc. Gustul de prăjit îi dă foarte bun. Adică mâncarea este foarte bună.
trebuie mare grijă să nu le rupem. Și am să le las aici până se rumenesc. Am să pun un pic de sare. Să le întorc ușor, ca să nu le rup. Ele au început deja să se rumenească. Cred că banele sunt gata. Au prins culoare. Nu vreau să le prăjesc prea mult pentru ca să nu se fărâme, să le pun în oală la fier. Și cam atât. Astea sunt banele. Și voi pune și o mână de coriandru. Am uitat să menționez la început. Am coriandru și voi mai lăsa la fier cam vreo 10 minute. Nu mai mult, pentru că banele se fărâmă. Mâncarea mea este gata. Ia uitați ce frumos arată. Of, fier și banele, sincer, le-am ținut cam 10 minute. Le-am tot verificat să nu fie prea fierte, dar nici crude, bineînțeles. 10 minute ajung pentru că sunt congelate și ele deja sunt moi. Mâncarea mea este gata. Am să vă arăt cum pun eu în farfurie. Îmi place să fie o prezentare frumoasă. Aici am un castronel micuț care l-am uns cu ulei pentru a nu se lipi orezul. Și am să iau din acest orez pufos și pun în acest castronel. Că este fierbinte. Și îl voi presa ca să nu aibă găuri. Și am să-l pun în castron. Ah, ce frumos a ieșit! Acum cu lingura mea favorită, îmi place această lingură că pot apuca mai mult, pot lua mai mult din oală. Am să fund din mâncare. Cartofi cu bame. Am să întorc farfuria pentru a nu-mi murdări orezul. Și morcovi. A căpătat o culoare foarte frumoasă de la șofran. Este o mâncare bună, plină de vitamine. Să pun și o roșie care să o iau să nu se rupă. O roșie pentru decor sau poate două. Nu este o problemă că este întreagă pentru că ea se rupe cu lingura când mănânci. Mai pun câteva bame aici. Un pic de coriandru verde pe deasupra. O mâncare de post delicioasă și sățioasă. Uite aici ce farfurie frumoasă și ce culori. Splendid.
veni momentul pentru cină. Să mănânc în această mâncare delicioasă de post. Foarte bun. Deci prăjitul bamelor, fideaua prăjită la fel cu orez, că ne trebuie un pic de grăsime în mâncare și gust. E senzațional. Vă îndemn să pregătiți această rețetă, nu o să vă pară rău și nu o să simțiți dorul de carne.